În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în firescul lucrurilor, în firescul evangheliilor și în firescul a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vedem că formele de boală și formele de păcat au mai multe aspecte. Care ați fost cu duminici în urmă, ați văzut și o manifestare groaznică a păcatului, demonizarea. Omul fuge din societatea umană și se izolează, deci primul semn de anxietate și de reglare mentală. Stă legat în lanțuri, umblă gol. Deci, cum spunem noi, ăsta e de nebun de legat. Dar nu era forma nebuniei, era forma demonizării. Evangheliștii văd când unul, când doi, când unul surd și mut, când unul îndrăcit și mut, duh mut și surd și așa mai departe. Dar astăzi este o formă abstractă a bolii, invizibilă. Deci o formă în care noi nu înțelegem în ce fel poate să vină păcatul om. Și eu m-am gândit astăzi, stând aseară degeaba și citind într-o carte, băi, ce aș putea să le spun eu astăzi curios, să poată ei să fie atenți. Și m-am gândit să vă spun despre mai multe lucruri. Dacă omul e format din cap, inimă și suflet, când spun cap, mă refer la minte, înseamnă că și această slăbănogeală are o rădăcină în toate cele trei elemente. Și de ce am spus cap, inimă și suflet? N-am pus partea poftitoare, pentru că carnea din noi o știm, o spune Apostolul Pavel. Lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva duhurilor necurate și a stăpâniilor acestui veac. Adică cei, cum spune psalmistul David, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime, adică dracii din văzduh. Și de unde știm lucrul acesta? Când au căzut îngerii și Dumnezeu i-a aruncat din cer, ei au venit pe pământ. Aici a fost locul lor, sfera pământească. Aici i-a dat Dumnezeu. Dar de ce i-a dat? Pentru că erau îngeri limitați în har, care nu mai aveau puterea să facă bine, dar în schimb aveau acea putere de răutate prin care, în timpul căderii, au dobândit această încăpățânare de a spune, nu vom sluji ție. Și atunci aceeași formă de încăpățânare și îndobitocire spirituală o păstrează și unii oameni pornind de la ateul convins, de la puturosul convins, de la nepăsătorul convins, de la leneșul convins, de la uitucul convins. Și apoi știi, când vrei să te dai teribiliști, să pari mare, abia lasă-mă și cu Dumnezeu. Te las, nu-i nicio problemă, dar vrând nevrând tot El te scoate cu picioarele înainte din biserică la final. Numai că spre deosebire de cel care merge cu chipul blând și fața senină, tu vei merge înfiorător și groaznic spre focul cel de veci și vei striga din flăcări cum striga cândva bogatul către Avram. Părinte Avrame, pune pe Lazar să moaie degetul apă, măcar o picătură să-mi vină în gură să mă răcoresc. Încercați să luați o pipetă când arde focul în sobă și să dați o picătură de apă și să-mi spuneți o picătură cu pipeta și să-mi spuneți care este efectul care îl sesizați cu ochiul liber. Nici nu se simte, deci nici nu-ți dai seama când pui o cană, sfârâie, iese fum și scoate aur. Dacă îmi pui o picătură în flăcă, deci vă închipuiți ce groaznică este munca veșnică dacă în acea suferință cruntă dorești doar o picătură de apă să o simți pe trupul tău sau pe limba ta sau pe fața ta. Și am să încep cu slăbănogeala minții. Asta mi se pare mie cea mai faină. Această slăbănogeala minții este frământată de ce? De lipsa de cunoaștere, adică când suntem prostani din structură, deci deși avem binele în față, deși Dumnezeu ne-a pus la dispoziție viețile sfinților, ne-a pus filocaliile, ne-a lăsat moaștele, ne-a lăsat minunile, noi ne spălăm pe mâini lejer și folosim acel termen folosit dur la țară, de mulți oameni, nu vreau să cunosc, nu citesc, nu vreau să știu să fiu judecat. Vom fi mai amarnic judecați, că suntem vicleni și știm că trebuie să cunoaștem și ne eschivăm și ne ferim. Deci nu ne iartă Dumnezeu. Afară de cunoașterea minții, avem încălcirea minții sau încălceala minții.
Și această încălceală a minții este legată de acei oameni pe care în societate îi întâlnim foarte des și despică firul 16. Atâta complică problema. Și o analizează și pe o parte și pe alta. Și găsește și situația cu tare, și situația cu tare, și situația cu tare, să complace în aceste rațiuni ale minții pe care el crede, băi, cine mai analizează lucrul la rece ca mine atât de amănunțit. Dar, de fapt, aia e o mare vătămare sufletească, pentru că de aici te împinge în două lucrări neașteptate. Neîncrederea, și totul vine prin nădejde și prin credință. Deci în momentul când s-a strecurat îndoiala minții, să fac binele, nu-l fac. Să fac rău, să ajut, să fiu bun, să fiu blând. Și unii spun, nu rentează, toți sunt smârlani, trebuie pedepsiți astăzi. N-arunci cojocul pe foc pentru un păduche. Deci în societate vei găsi cam pădure, și uscături, și lemne vers. Așa și oameni buni, și oameni răi. Această încălceală a minții vine din nelucrarea rugăciunii. Pentru că în momentul în care tu începi să te rogi, Dumnezeu te luminează spre lucru cel bun, cum spune psalmistul David. Deschide ochii minții mele să priceapă legea ta. Dacă îți spune clar să-L iubesc pe aproapele, apoi dau bună ziua, întind o pâine și am plecat. Dacă îmi spune să nu ne cinstesc pe aproapele, vorba lor se ne papacioc. N-am pâine, dar îți dau o mână caldă sau un sfat bun. E tot o formă de milostenie. Frate, mai muncești, că ești tânăr. Și asta e o milostenie și tot un lucru al minții. După încălceala minții, mai întâlnim lupta cu gândurile. Și asta se lucrează, cum spun filocaliile, prin imaginație și rațiune. Imaginația te face să te creezi cel mai tare și mai bogat. Și aici îmi place mie întotdeauna să râd în sinea mea citind prin cărțile astea Război Nevăzut sau Filocalia 6 sau 7 sau 8 care sunt pline de învățăturile respective. De acei părinți care astăzi poate sunt în biserică sau unii chiar nu sunt și își doresc ca copiilor să facă ceea ce n-au putut ei să facă și își pun nădejdea în ei și investesc și îi bagă la școală și le scoate 7 diplome și le sprijină să facă 7 facultăți. Iar ei sunt ca niște omizi pe frunza de dud și așteaptă respectați că au luat 10 la examen și că au terminat diploma și spune, cum eu să muncesc? Dar eu am studii. Cel mai elementar studiu și cea mai mare normă neprinsă într-o diplomă este buna cuvință. Și cel cu studii multe poate ridica găleata cu apă, și cel cu studii multe poate duce coșul la tomberon, și cel cu studii multe poate merge în piață să facă cumpărături, poate să scuture patul, să-l facă când se scoală, să dea cu aspiratorul, să toace un zarzavat la bucătărie, deci nu este scutit. Ei, din aceasta iese înălțarea minții prin imaginație. Omul spune că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, i-a dat un miros aparte și Adam era cunoscut de toate animalele și aici mai e o taină frumoasă care a scăpat poate de multe ori în discuții. Deci datorită faptului că omul a fost creat ca un mic Dumnezeu peste toată făptura, animalele aveau puterea cuvântătoare. Toate vorbeau, nu numai șarpele în rai. Dar în momentul în care omul a greșit, animalele și-au pierdut și ele graiul, pentru că era un grai spiritual, o înțelegere a limbii animalelor, așa cum prin pateric mai au sfinții, când pricep vorba cântecul păsărilor, urletul lupului și așa mai departe, chiar dacă ele în realitate par niște răgete sau niște sunete sau conjuncții, cum li se spune, dar ele în realitate nu sunt altceva decât graiuri, dar graiuri înalte. Și știute numai de Dumnezeu și de omul duhovnicesc. Ei, Adam cunoștea limba acestor animale. Și omul a rămas cu această dorință de urcare deasupra tuturor. Dar cum s-a urcat? La etajul 3, la etajul 4, la etajul 6, la etajul 10, la etajul 180, prin Shanghai și prin America, dar n-a reușit să se urce deasupra dobitoacelor și s-a făcut mai rău ca ele și s-a asemănat lor. De ce? Că a pierdut puterea harică și a devenit om de sânge și de carne, cum spune Panaiot Nela, un teolog grec. În momentul în care imaginația te ia în primire, poți să-ți faci atâtea sfere înalte și să trăiești în mintea ta,
Că mi-aduc aminte de un caz real când o fătucă din asta mai sclintită la minte vorbea cu un băiat, erau prieteni, și a zis, părinte, să vă pun o întrebare, cum eu, șefă de promoție, și el să nu se uite la mine, nu sunt bună de soție? Dragă, eu nu sunt soară cu promoția ta, cu șefia ta. El te vrea pe tine ca persoană, dacă tu îl iriți, îl plictisești, îl nebunești. Nu că dacă nu mă ia, mă sinucid și o să vadă el ce bătaie îi dă Dumnezeu. Nu-i dă Dumnezeu bătaie, tu ție bătaia. Deci nu te urca mai sus decât îți este loc. Deci este o formă de slăbănogeală. Stai în banca ta, ca atunci când Dumnezeu vrea să te ducă El pe scaunul din față, sau să mai rușinos e să te ia de pe scaunul din față și să te dea pe scaunul din spate. Adică căderea mea e dureroasă decât ridicarea în fugă. După ce am trecut de imaginație și de rațiune, unde le înțelegem noi toate numai după mintea și după voia noastră, trecem la slăbănogeala inimii. Și inima are și ea niște slăbănogeli. Unele se cheamă ischemie, altele cardiopatie, altele aritmie, dar acelea se iau cu pastile. Dar încep slăbănogelile de gen spiritual. Și că e prea bun la inimă. Nu există om bun la inimă, există om de caracter. În momentul în care intervine sentimentul și lacrima în lucrurile dumnezeiești, firești și pământești, tu ești victima unor atacuri drăcești din partea celor care lucrează cu dracu. Și cineva vă zice, ai văzut, a vorbit părintele de farmece. Nu. Când ești prost și împrumuți bani la ticăloși, ați văzut câți vin să plâng. Părinte, am dat atâta, am dat atâta, am dat atâta, nu mai am. Păi nu mai ai, e cheltuit. Doi. Când începi să faci bine fără să gândești și duci binele până te trezești, părinte, m-a luat de prost. Păi, asta e inima ta. Când începi să duci un lucru la extrem și să o iei pe o cărare greșită și cineva spune, trezește-te, frate, că ești într-o înșelare, ai luat-o aiurea. N-ai cu cine vorbi, omul știa lui și îl găsești că s-a prăbușit. Dar cum s-a prăbușit? Unul s-a prăbușit la căutat un cărț, unul s-a prăbușit la căutat un cafea, unul s-a prăbușit la mersul la vrăjitoare, unul la radiestezie, unul la reiki, unul la yoga. Deci nebunelile sunt de multe și mii de feluri. La toate aceste nebuneli se mai adaugă la boala slăbiciunii inimii, în care, de fapt, acolo ar trebui să stea un singur om, Hristos, și o singură femeie, Maica Domnului, să așează dracul și tronează și spune așa, sufletul tulburat în tronul diavolului. Ioan Gură de Aur. Poți să faci și minuni și să învii și morți. Dacă te tulburi și te agiți, n-ai pe Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ăla e omul liniștit și calm. Când începi să înjuri, să dai în cap, să omori, să ucizi, să trântești, să izbești, n-ai pe Dumnezeu. Deci trebuie să te înveți cu acea docilitate și acea răbdare de fier și să o cultivi în atâta extremitate încât să ajungi ca Ava Amona Nitriotul. Era egumen peste pustia lui acolo unde avea el călugării și pusnicii și știi cum suntem noi oameni. Avem două calități, grija de aproapele și uitarea de grija noastră. Și vin frații și călugării la el și spun, știava, la călugărul cu tare în chilie a intrat o femeie, acum vin o să-l pedepsești, acum voi merge. El, dacă era văzător cu Duhul, când a intrat în cameră, a aruncat o privire, așa cum face radarul când te prinde cu viteză mare, s-a pus pe butoi unde era femeia și a început să zică rugăciunea lui Iisus și a spus, fraților, cercetați toată chilia. Umblând ei peste tot, putea să aibă un pusic într-o chilie, o rogojână și un sac de smicere de finic. Nu cred că avea pod și masardă și balcon sau dormitoare la etaj, ca să se ascundă pe undeva. Și a zis, n-am găsit nimic, părinte. Poate a fost o înșelare de la diavol. Nu știu, părinte, nu așa ni s-a părut că aici a intrat picior de femeie. Căutați-o, arătați-mi-o și mie. N-a îndrăznit vă unul să zică, Ava, dă-te de acolo să vedem în butoi. Consideră că s-a uitat Ava acolo. Și s-au plecat rușinați și au zis, iartă-ne, părinte, zice, eu te-am judecat pripit. Și bătrânul le-a spus cu deosebit respect. De 30 de ani mă lupt cu răutatea, să o transform în nerăutate, iar voi vreți să-mi furați plata într-o singură zi. Faceți-i metane, fratele, și mergeți la treburile voastre. Când toată lumea a plecat umilită și rușinată, el a bătut pe fratele pe umăr ieșind ultimul și a zis, frate,
Dacă din aceasta ai învățat ceva, e bine. Dacă nu, ai grijă să n-ajungi mai rău. Și a plecat nimic zicând. Și în felul acesta, fratele s-a îndreptat de rușinea, de evlavia și de credința bătrânului în ceea ce l-a îndemnat și modul și pilda și lecția care i-a arătat-o despre cum trebuie rezolvat o problemă atunci când este vorba de aproapele. Nu prin anonime, nu prin plângeri la prefectură, nu prin turnături la procuratură, nu prin turnătură la securitate. Câtă ticoloșie sufletească să te duci tu să storni semenul și prietenul și să-i faci rău cu bună știință sau cum fac acum, să toarnă unii pe alții pe la locurile de muncă, pe la ITM-uri sau... Astea arată slăbiciuni animalice, deci dorința de a-l distruge pe celălalt. Nu este suficient să bagi colții în cineva și să muști carnea lui. E suficient că-l distrugi, îl denigrezi și îl calomniezi. Și ați văzut televiziunea, mass media, ziarul, nu se ocupă de altceva. N-ai să găsești în ziar rezolvarea unei probleme de matematică de la bacalaureat, n-ai să găsești un subiect, poftim, urmează un bacalaureat, dar dă o săptămână analize literare la română și modele de subiecte ca tinerii să poată să citească. Nu. Trebuie să arăți ce a făcut ăla, cu cine s-a culcat ăla, de ce s-a despărțit ăla, ce i-a furat ăla, ce i-a făcut ăla. Lucruri care nu interesează pe nimeni, asta se rezolvă numai la preot și la duhovnic. Spovedania nu se face în ziar. După ce ai trecut de efectul ăsta murdar al inimii, răutatea inimii, că așa se cheamă ea, treci la o altă slăbiciune și slăbiciunea aceea înseamnă trândăvia sau moartea sufletului mai înainte de moartea trupului. Iar cei din Filocalie spun că există, unu, amânarea pravilei, amânarea rugăciunii, amânarea canonului, amânarea pocăinței. Și ce este interesant, că asta e legat de subiectul zilei noastre de astăzi. Trecând de sus, de cealaltă parte a mării, cu ucenicii, cu corabia, deci biserica, valurile, lumea, nu stăm să tâlcuim pe Teofilact al Bulgariei de 10 ori în același fel, s-a dus în orașul lui. Care era orașul? Capernaum sau Galileea? Că acolo i-a plăcut Mântuitorului să se desfăteze de peisajul acela verde, care seamănă cu zona europeană, deși tot Ierusalimul e chetroaie goale. Acolo sunt pajiști și câmpii și mai multă apă dulce. E bazinul Mării Galilei, râul Iordanului și ei nu fac cum facem noi. Deci lăsăm pământul pârloagă și îl vindem la străini. Ei chiar trag țevi de astea de plastic și cu motoarele chiar udă și fac agricultură și un copac pe un deal, dacă stă singur, are în jurul lui furtuni cu picături cu apă. Deci grija de zidirea lui Dumnezeu, de natura care ne înconjoară, nu distrugerea ei. Și bineînțeles că Mântuitorul stând acolo, niște, ați văzut un evanghelist arată că era o aglomerație mare în timp ce Iisus stătea într-o casă, i-a scos acoperișul și i-a băgat slăbănogul prin acoperiș. Aici nu se prezintă lucrul ăsta, nici pe de departe. Arată că au adus în fața lui pe un slăbănog în Capernaum, care zăcea și era bolnav și Mântuitorul a trecut la ce? La explicarea celei de-a treia stări. Am vorbit de prostia inimii și a minții, că așa spune acolo, dacă luminătorul trupului e ochiul și numai în pofta de femeie precurveș și în ura de frate faci crimă, așa a spus Hristos în legea nouă, iată că luminătorul sufletului este mintea. Deci dacă avem o minte proastă, e clar că sufletul e varză în noi. Și care e răspunsul, unui suflet prost și bolnav? Vi-l spun tot eu. Să mă las și cu credința și cu rugăciunea, că m-am rugat ani de zile și n-am rezolvat nimic. Păi tocmai pentru că atunci când ai început să te rogi, vrei să rezolvi ceva, de aia nici n-ai rezolvat. Dacă spuneai așa, Doamne, eu sunt mic, Tu fă-mă mare. Eu sunt slab, Tu fă-mă tare. Și în tot locul mă păzește și de rele mă ferește. Este rugăciunea care o spun pruncii când se scoală dimineața în geraș. Era suficient. Sau împărate ceresc care pretunești, toate le împlinești, vino și te sălășluiește și noi și curățește spurcăciunea. Auzi ce avem în noi, spurcăciunea. Și mântuiește sufletele noastre. Era suficient. Am venit și am băgat acatiste. Am băgat catisme la psaltire. L-am scris pe feștila de la candelă. L-am scris pe toacă. L-am scris pe lumânări. Le-am tăiat și le-am pus pe piatră. M-am sculat la miezul nopții și am dat foc la hârtie cu numele Lui. Invenția la ortodoxe. Dar cu ce scop? Să crape dușmanul, să mi se umple portofelul,
să-l ia dracu pe vecinul, animalele mele să facă câte două ouă, a lui să moară în cotez de foame. Deci apucături tipic drăcești, nu ortodoxe. Dar în momentul în care îi spune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, pentru rugăciunile tuturor dușmanilor mei, liniștește-mă și pe mine păcătosul. Pentru că dacă stai stiuiți așa când pui într-un pomelnic toți dușmanii, primul dușman ești tu, că tu ești dușmanul lor, tu i-ai descoperit ca dușmani. Ei poate că nici nu știu. Și atunci e mai bine să-i pui pe ei la vin și să-i spui așa, Doamne, Ion Vasile Aglaia, Eliana, George, Viorica și Saveta, izbăvirii de Vasile. Pentru că El e Cel care nu-i suportă. Dumnezeu îi suportă, că El i-a creat. Și atunci sufletul e bolnav. Dumnezeu a trecut direct la obiectul discuției noastre. Și a spus, ce este mai lesnea decât a spune, iertate-ți păcatele tale, ia-ți patul tău și umblă. Toți filozofii sau toți teologii au tâlcuit targa pe care stătea slăbănogul, ca fiind patul respectiv. În realitate poate fi și așa, dar sunt mai ferm convins că patul era de fapt casa sufletului care zăcea acolo și cu bolnavul ăla respectiv și poate mai degrabă inima noastră e patul ăla pe care sufletul trebuia să odihnească, că sufletul se odihnește în noi. Deci e bucuria Dumnezeirii, scânteia sfântă peste carnea, cu venie și cu sânge și cu oasă, cum o vede Ezechiel în câmpul acela gol, cum se învelesc toate și suflarea de viață vine peste ele, că asta e învierea. Și acum mă întreb, de ce a fost nevoit Mântuitorul să zică în ordine ierarhică, iertate-ți păcatele, ia-ți patul tău și umblă? Putea să spună, ia-ți patul tău și umblă, du-te, te arată preoților și te pocăiește. Ca să ne arate nouă, că de câte ori venim la biserică, cum vă spuneam eu odată de demult, frumoși, machiați, aranjați, spălați, îngrijiți, parfumați. Noi știm cât putrăgai și putoare stă în noi și fiecare ce groază ascundem. Noi știm mai bine câte apăsări sufletești stau în noi și ce cloacă de draci clocește în mintea noastră și câte răutăți ascundem. Dar stăm în biserică, semeți, drept, strufași, Doamne, nu-s ca ceilalți, dacă poți să stai încă și mai în față, că așa vrei tu, dar nu asta e suficient. Lângă treaba aceasta, de pe drum venind de acasă, tu trebuie să începi să te rogi, Doamne, nu ține cont de păcatul meu, nu ține cont de mândria mea, nu ține cont de răutatea mea, nu ține cont de neputința mea, vindecă-mă de ceea ce eu nu pot vindeca, că atunci când tu ai intrat în biserică, deja să fii împăcat cu Dumnezeu, cum a văzut Sfântul Andrei pe unul care a intrat până în gura bisericii, dus cu căpăstru de draci, și când a ieșit din biserică, a ieșit senin, liniștit, ușurat și cu îngerul pe umărul drept. Și l-a întrebat, omule, nu te supăra, stai pe loc. Da, cine ești, cu ce am greșit? N-ai greșit cu nimic. Spune-mi cu ce gând ai intrat în biserică și cu ce gând ai ieșit. Să vedeți ce frumoasă e din prolog. Păi zice, eu sunt un om păcătos și cu patim mult. Și când am venit la Sfânta Biserică astăzi, am venit mai mult ca o apăsare sufletească, fiindcă n-aș fi venit. Dar mi-a zis soția și copiii, mergi bărbate la biserică, poate te mai luminezi la minte. Și zice, în biserică când am intrat, am auzit această rugăciune, voi când stați de vă rugați, iertați tot ce aveți împotriva cuiva, ca Tatăl vostru cel din cer să ierte vouă păcatele voastre. Că de nu veți ierta voi greșelile aproape lui vostru, nici Dumnezeu nu va ierta păcatele voastre. Și în clipa aceea mi-a venit ideea, cât de ușor este să iert eu pe toți ca să mă ierte Dumnezeu pe mine. Că dacă ar fi să-i cer să mă ierte, eu nu știu în primul rând cât am greșit. Dar când spune, dacă voi veți ierta toate și vouă vi se va ierta, mi-a venit cel mai ușor și mi-am iertat toți greșiții. Și zice, când a ieșit din biserică, am ieșit cu gândul să nu mai supăr pe nimeni niciodată. Iată ce frumos. N-a ieșit cu gândul să facă trei acatiste sau câte trei catisme din psaltire sau să împărtășească o dată pe lume. Cu dorința de a nu mai face nimănui rău niciodată. Iată ce simplu și la obiect. Zice, omule, cu adevărat Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Și a spus, nu cred, cred că sunt cel mai păcătos. Vai de steaua mea, vai de viața mea și de păcatele mele.
Și atunci i-a spus, nu, pe umărul tău drept stă Îngerul cel Luminat și te veghează. Deci ați văzut cât a durat pocăința? De la ușa bisericii până la ușa bisericii. Care este distanța de la ușa bisericii și până la altar, o știți? Nu știți. Când intrați într-o biserică, aveți pridvor, naos, pronaos și altar. Pridvorul este al păcătoșilor. Acolo stau catehumenii care îl învață pe Dumnezeu cine e și ce-i cu el. Deja în naos stau cei ce ascultă legea lui Dumnezeu și o înșușesc și o cunosc. Iar în pronaos, în față, stau cei care deja, când se spune cei chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, noi deja suntem cei aleși care putem vedea lumina cea adevărată, Duhul cel Ceresc, să ne putem închina sfintei și nedespărțitei trăim, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Când a liturghie, o să auziți îndată. Dar avem și ochii minții deschiși, să-L vedem pe Hristos Euharistic cum așteaptă să fie mâncat ceea ce faceți voi dimineața cu prunci sau unii dintre voi care vă pregătiți. Dar mai e o taină, că tot în aceeași ordine pe care o avem din biserică până la altar, o avem și din suflet până la inimă. Și care este forma? Conștientizarea păcatelor, că altfel n-ai fi în pridvorul bisericii, părerea de rău și plângerea lor în naos, unde stau catehumenii care deja vor să stăpânească legea, apoi dorința de a nu mai păcătui și dorința de a te spovedi, pronausul și altarul, dorința de a nu mai repeta păcatul, adică de a fi curățit și sfințit prin sfintele tale. Iată ce simple sunt etapele de pocăință pe care Mântuitorul le-a simplificat și a demonstrat cu adevărat că acest slăbănoc s-a încadrat în ele. A fost adus la biserică, deci dorința de a merge la biserică este dorința de a te îndrepta. Punerea în fața Mântuitorului a fost dorința de exprimare. Era paralizat cu picioarele, dar nu era paralizat cu gura și cu mintea și cu sufletul. Doamne, nu spune Scriptura, dar sigur, acest slăbănoc o fi zis, Doamne, ajută-ne credinței mele, că întâlnim atâtea efecte de genul acesta în Scriptură, în care omul cere simplu la Dumnezeu, Doamne, vreau să văd, Doamne, fica mea cumplit pătimește, Doamne, dacă am greșit ceva, întorc împătrit, iată că. Și în momentul în care Mântuitorul a văzut pocăința sinceră, a făcut remeneul inimii, n-a mai trebuit unde și substanță de contrast, ci a văzut că acolo inima se curățește, a dat verdictul dezlegării. Iertate sunt păcatele tale! La iertate sunt păcatele tale, omul s-a îndrăvenit, deci a primit sănătatea sufletească, care automat i-a dat sănătatea trupească. Pentru că boala aduce păcatul și păcatul aduce moartea, iar boala vine din pofta de a păcătui. Excesul. Și în momentul în care sunt ferm convins că slăbănogul s-a ridicat, deci în clipa când i s-a spus iertate sunt păcatele minunii, simplificată, dar ea a fost mult cu totul altfel. Și când l-a văzut Dumnezeu în picioare sau cu dorința de ridicare, un om care e paralizat, cine știe ce înseamnă un om paralizat? Îl duci la recuperare, la kinetoterapie, îi faci medicamente peste medicamente să-i stimulezi simțurile nervoase. Ei, paralizatul, dacă iei un picior și îi dai drumul, cade ca butucul. Dacă iei o mână și îi dai drumul, cade ca butucul. Ei, când l-a văzut Dumnezeu că el deja se mișcă, se scarche, îl întinde picioarele, se îndreaptă, ce, hop, stai că lucrează. Dar el știa că lucrează, că el era acela. Doctorul sufletelor și a trupurilor. Și a zis, ca să nu deranjeze mulțimea, ia-ți patul tău și umblă. La ia-ți patul tău și umblă avem două variante. Cea care ați auzit-o în finalul Evangheliei de azi și cea care deranjează pe foarte mulți atât din biserică ca și semenii ai noștri, dar poate cât și ca, cum să vă spun eu, reacție între clerici. Dar de ce te duci la ala la maslu? Vino la noi, că facem și noi. Dar de ce mergi la ala la spovedit? Vino și la noi, că facem și noi. Dar iudeii n-au practicat așa. Au mers pe altă filieră. De ce tocmai sâmbătă faci minuni în templu? Adică parcă de luni și până vineri, numai minuni se făceau în templu când erau ei acolo adunați în sinagogă. Și s-a găsit și Mântuitorul să facă sâmbătă minunile. Și atunci Mântuitorul, care știa că-s pervers, ticăloși, stricați și nemernici, nu o ia jignit să le mai spună pui de năpârcă și de viperă și cum îi face farisei fățarnici. Vedeți că este un capitol întreg la Matei, șterge cu ei tot parchetul din templul lui Solomon.
Le spune așa, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Vedeți, erau cu inima bolnavi. Dar erau în așa măsură bolnavi că nu cădeau pe jos, ci se autochinuiau singuri. Acesta este iadul temporar. Ați pățit vreodată să aveți ură pe cineva și răutate și dușmănie și să doriți să-l întâlniți, să-l jigniți, să-i spuneți cele mai oribile cuvinte, cele mai scârboase, cele mai mizerabile, cele mai obscene, să tot ce vrei tu, numai să-l spurci, să... Băi, ce i-am spus, crezi că m-am lăsat de prost? Praf l-am făcut. Ei, pe dracul ai făcut praf. S-a bucurat atât de mult că te-a putut înșela și te-a scos din papuci, că te mai trezești cu o venă în cap spartă. Și că se certau și a căzut din senin, din picioare. De s-a însănătoșit ăla pe care îl cerți, că te rabdă și te ascultă și te-ai îmbolnăvit tocmai tu, care te credeai vindecat sau corect. Și în felul acesta, Mântuitorul le-a citit inimile, le-a citit tulburările, era în stare să arunce cu pietre, să-l omoare, să-l dea din buza muntelui în prăpastie, dar Mântuitorul trecând printre ei s-a dus. De ce lucrul acesta? Împlinea o activitate mesianică nefăcută de mână omenească. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta, mâncarea mea nu-i din lumea aceasta, mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și tatălui meu. Iată ce frumos i-a pus la punct în diferite ocazii, pentru că predica de azi are mai multe ramificații în Evanghelie. Și în momentul în care s-au simțit atinși, au schimbat tactica. Cine este acesta care iartă și păcatele? Știți ce rol avea întrebarea aceasta? Poate toată lumea spune. Sau când citești Evanghelia la prima vedere, ți se pare că e ceva banal. Nu e banal, e plin de înțelepciune. Care era în Vechiul Testament modelul de curățire a păcatului? Săracul jerfea doi turturei, doi porumbei, un melușel, un ied, un vițel. Cei mai bogați jerfeau poate două oi, două vite, două junice, două capre și așa mai departe. În momentul în care a venit Mântuitorul și i-a spus, ia-ți patul tău și umblă, iertate sunt păcatele tale, el nu mai avea nevoie de adus jertfă la templu. Și iată, deodată, din senin, din punct de vedere economic, s-au văzut lezați că există o altă formă de curățire de păcat fără sânge de viței și de țap și de boi. Luați apostolul de la Gheazmă, care a intrat odată în templu pentru totdeauna, nu curățindu-ne cu sânge de boi, de țap și de berbeci, ci cu scump sângele său. Deci vedeți ce frumos? Asta îi deranja pe domnii care cârteau de minunea săvârșită. Și atunci, în momentul în care tu vii la biserică și cheltui un leu pe lumânare, un leu pe prescură, un leu pe pomernic, 2 lei pe tramvai, 3 lei pe kilu de făină, 10 lei pe kilu de benzină, tu depui o jertfă. Dacă vrei să o faci de bunăvoie, o faci, că e bunăvoința ta. Dacă vrei să nu o faci, nu o faci, că e bunăvoința ta, liberul arbitru. Dar în momentul în care vine cineva în calea vieții tale și spune, nu te mai du mai la biserică, nu mai da banii degeaba la preoți, nu-i dai la preoți cu coandă, îi dai sincer lui Dumnezeu. De fiecare bănuț pus în cutia milei sau pus la Catedrala Mântuirii Neamului, unde ați văzut afișul, sau la prescură, sau la pomelnic, sau la maslu, indiferent, și dacă ajunge în mâna unui fumător, tu plata nu ți-o pierzi. Un creștin adevărat a dat o haină de pomană unui sărac, s-a dus întârsă și a tărâță după slujbă. Și când se uită ce făcea săracul? O haină de vânzare, o haină de vânzare, o haină de vânzare. Și s-a întristat de moarte și a zis, uite cât de prost sunt eu. Ia ca ce înseamnă milostenia creștină. N-am să mai dau nimic niciodată. Și s-a arătat Hristos și a zis, de ce ești trist? Pe mine m-ai împrumutat, nu ți-ai pierdut plata. Haina este întâi pe mine și apoi este celui cu ei datul. Și s-a liniștit sufletul acela pentru a nu se sminti. Prescura aceea este a ta. În împărăția lui Dumnezeu, pe zapisul Îngerului Bun, este scris că Ion, Vasile, Maria și fiilor au trimis o prescură și două lumânări. Deci alea nu ți le ia nimeni. Poate să le pună pe foc, poate să le dea la porci, poate să le arunce în iarbă, poate să le dea cuiva să le mănânce. Deci
În împărăția lui Dumnezeu nu-i ca pe pământ. Judecățile mele ale lui Dumnezeu nu sunt ca judecățile voastre ale fiii oamenilor, ci sunt ca răsăritul de apus și mează zi de mează noapte. În încheiere v-aș spune un singur lucru. Iertate-vă sunt păcatele, luați-vă patul și umblați sănătoși la casa voastră. Amin.